Apropo, e o reușită a lui Traian Băsescu, faptul că a reușit să impună temerea asta prezentată ca fiind a României și acceptată în cele din urmă de lideri europeni, sau... Depinde cum privim lucrurile. Discuțiile pe aceste teme s-au purtat în sala de teatru în care participau cei 17. Nu știu dacă vocea de pe culoar a lui Traian Băsescu, din zona non-euro, a contat, ea a contat, bănuiesc, mai mult pentru consum intern. Președintele susține că a reușit să impună acest punct de vedere al României, de care beneficiază și alte state din afara zonei euro. Fără îndoială că există foarte mulți naivi care consideră că o astfel de chestiune poate fi controlată. Dar, în mod evident, fluxurile interne dintr-o bancă nu au fost nici până acum atent controlate și nu vor fi nici de acum încolo controlate foarte bine. Așa încât să nu ne facem iluzii că această chestiune va putea să fie urmărită cu atenție și va da rezultate. Era un punct de vedere corect, dar din punct de vedere practic, eu cred că va fi foarte greu de urmărit și nu va avea semnificații deosebite. România, practic, nu prea mai are, nu mai desfășoară acest gen de diplomație bilaterală la nivel de prim-ministru, în niciun caz. Ați mai văzut, l-ați văzut pe Emil Boc mergând în străinătate, în vizite bilaterale? Nu știu, cred că au fost 2-3 în total, e foarte puțin. Și, pe urmă, eu povestea iurea. Nu era normal ca primul ministru să fie prezent acolo și pe urmă să vină să discute cu ministrul de finanțe, cu băncile și așa mai departe. S-a dus Traian Băsescu și pe urmă el a venit la București, i-a chemat pe Emil Boc și guvernul să le povestească ce a înțeles el din toată povestea de acolo. Astea sunt lucruri care țin de o funcționare foarte proastă a modelului de republică pe care îl avem. Revenim acum și la Victor Ponta. Luăm bani de la oameni și îi dăm la bănci, citat din Victor Ponta, și mi-am adus aminte de ce spuneați de o anumită impulsivitate a liderului PSD. Nu e și acesta un exemplu de pripeală să spui, domne, asta a fost tot? Deci, discursul lui este un discurs care, și aici este unul dintre avantaje, e un discurs mai direct pe care oamenii îl înțeleg mai bine. Ce v-am spus eu până acum, poate că este înțeles mai bine, de mai ușor, de către cei care sunt obișnuiți cu acest gen de dezbatere, dar pentru omul de pe stradă, mesajul trebuie să fie mult mai simplu. Iar Victor Ponta dă mesajul ăsta într-un mod mult mai simplu. Și el spune foarte clar, dom'le, ca să se rezolve niște probleme ale unor bănci, se plătesc dobânzile mai mari, banii vin de la oameni și în felul ăsta unele dintre state au înțeles să rezolve problema Greciei. Deci el a spus în câteva cuvinte ceea ce eu am spus mult mai sofisticat și probabil că asta este și una dintre diferențe.